Mureșul, una dintre limitele teritoriale ale Devei, destul de generoasă ca întindere, este unul dintre factorii importanți din conceptul Deva Nouă, prin care administrația locală proiectează, pe termen mediu și lung, extinderea teritorială și modernizarea reședinței de județ. Dincolo de linia ferată înspre Mureș, pentru că iar suntem privilegiați din acest punct de vedere să ai un curs de râu în imediată vecinătate orașului și să nu-l valorifici, este un păcat. Și ne-am propus să valorificăm cursul Mureșului și toată acea zonă va fi o zonă de agrement, în care vom genera o zonă de servicii pentru hoteluri, moteluri, cluburi în care tinerii și numai tinerii și noi să ne putem relaxa. Invitat în emisiunea La Subiect, difuzată pe postul de televiziune județean 1 TV Deva, primarul reședinței de județ, Florin Oancea, a reamintit că proiectul privind practicarea sporturilor nautice pe Mureș rămâne unul dintre principalele puncte din viitoarea bază de agrement ce va fi construită pe malul apei. Între timp s-au identificat noi oportunități de extindere a bazei. Florin Oancea a anunțat în premieră că în zona respectivă, în urma consultării cu campionul de raliuri Mihai Leu, se intenționează amenajarea unui circuit automobilistic după modelul celui de la Monza din Italia, unul celebru care găzduiește curse de mai bine de un secol, acesta urmând a fi adaptat pentru Deva. Edilul șef al Devei a precizat însă că implementarea acestui proiect, dar și al celorlalte din zona Mureșului, nu se poate face imediat, ci în decurs a mai multor ani. Acolo vrem să generăm un complex foarte mare, o pistă de canotaj, un circuit automobilistic și am discutat pe această temă cu Mihai Leu, care este și prietenul meu și prietenul nostru al devenilor. A venit cu un proiect de la Monța pe care va trebui să-l adaptăm pentru un circuit automobilistic. Deci tot ce vă spun acum nu se va realiza într-un an de zile, dar punem prima piatră de temelie și în câțiva ani de zile o să vedeți că tot ce vă spun acum va fi în diferite stadii de execuție. Cei care nu au putut urmări emisiunea pot afla mai multe informații despre conceptul Deva Nouă, accesând emisiunea La Subiect, în care este invitat Florin Oancea, primarul municipiului Deva, pe pagina de Facebook 1 TV sau canalul YouTube al postului 1 TV.